condiții ca la oraș și chiar mai mult pentru copiii din Ciorești, după ce gimnaziul și grădinița au fost modernizate și renovate cu suportul partenerilor europeni, care au oferit câteva milioane de lei. Școala are pereți înveliți cu vată minerală pentru eficiență energetică. Sunt schimbate toate geamurile, iar pe acoperiș au fost instalate panouri solare. Grădinița are permanent apă caldă. A mai fost construit un bloc sanitar în interior pentru a-i salva pe copii de WC-ul de afară. Este un proiect aplicat de Primăria Comunii Ciorești la Fondul pentru Eficiență Energetică de a Republicii Moldova și este susținut din fondurile europene care au fost transmise Republicii Moldova. Acest proiect actualmente este în derulare. Costul total a acestui proiect este de 3.300.000 de lei. Suprafața totală care urmează să fie termoizolată de circa 4.000 de metri pătrați. Deci este un proiect mare. Inclusiv cadrele didactice spun că micuților le e mai bine după toate modernizările care s-au făcut. De când s-a implementat acest proiect cu încălzirea termică, se văd chiar și unele schimbări, că era foarte greu pentru încălzirea apei. Copiii de acum le vine mai comod de a spăla mânuțele cu apă caldă pe care ne este dată de la sursa energetică solară. Economiile o leagă mai mici față de cum erau cheltuielile de anii trecuți. Acum, în prezent, sunt cheltuielile mult mai mici. Părinții sunt mulțumiți că micuții lor se află în condiții bune. Vreau să vă spun că este un proiect foarte eficient pentru grădinița noastră, fiindcă avem, cum v-am spus, căldură, este termoizolat, sunt bateriile solare care sunt foarte eficiente pentru grădiniță, este foarte cald, iarna în grădiniță eu ca părinte nu am pretenții, fiindcă copilul nu mai vine răcit așa cum era înainte. Școala oferă acum condiții la standarde europene pentru cei peste 300 de elevi și 22 de profesori din comunitate. Eu sunt foarte mulțumită, chiar și ceilalți colegi, deoarece avem noi oportunități, adică iarna este mult mai cald, ne simțim mult mai bine în școala noastră, deoarece au fost implementate câteva proiecte care sunt benefice și sunt binevenite pentru școala noastră. Față de anii precedenți, în școală acum este mult mai cald, deoarece s-a câștigat un proiect prin care s-a făcut izolarea termică. Potrivit lui Valeriu Guțu, proiectul este orientat spre eficientizarea și reducerea consumului de energie și prevede valorificarea surselor de energie regenerabile la grădinița de copii și gimnaziul din satul Ciorești. Implementarea acestui proiect va crea niște condiții mai bune pentru viața și sănătatea copiilor, atât din grădiniță cât și din gimnaziu. Mai mult ca atât, acest proiect va economisi mijloacele financiare, să spunem așa, erosite în situația în care pereții erau mai subțiri, se cheltuiau mai mulți bani sau erau chiar niște crăpături, fisuri foarte mari prin pereți. Proiectul Implementarea măsurilor de eficiență energetică și valorificarea surselor de energie regenerabilă la grădinița de copii și gimnaziul din satul Ciorești este implementat din fonduri europene, prin intermediul Fondului pentru Eficiență Energetică.